Dan Vardie, președintele Autobest, în direct cu noi prin Skype. Bună seara, Dan, bine ai revenit pe drum cu prioritate la Autofan. Bună seara, Radu, bine v-am găsit, European FM, bine te-am găsit, Radu. Mă uit pe transmisiunea noastră în direct de pe pagina de Facebook Radio Europa FM și scrie acolo românii cei mai green din Europa. Cum așa, Dan? Da, oameni buni, o să vedeți când veți auzi această știre incredibilă, cred că e cea mai frumoasă știre despre români în general, cel puțin în opinia mea, cred că vă veți bucura. Astăzi, văzând toate astea, mă gândeam că câteodată chiar ești mândru să fii român și o să vedeți, nu-i degeaba. Despre ce este vorba? Foarte recent a fost publicat un studiu independent realizat în Europa. Sunt vreo 8.000 și ceva de europeni întrebați din 8 țări, cum spun eu așa în glumă, niște țări mai puțin cunoscute, gen Germania, Franța, Spania, Italia și Cehia. În fine, pentru prima dată, iată și România. Este de spus, este istorică, pentru că în general, în studiile astea paneuropene, care n-au legătură cu noi românii, în sensul că nu sunt comandate nici de partide politice, nu sunt comandate nici de mine cu Radu și Europa FM împreună, sau de Autopro, e bine, foarte, foarte, foarte rar în general România apare. Sigur, noi nu vorbim de statistici care ne arată unde suntem, ci de studii de piață. E bine, România apare într-un studiu de piață, făcut de o instituție europeană, în aceste țări, care pune următoarea întrebare. Credeți că producătorii de automobile trebuie să facă absolut tot posibilul ca mașinile noi, atât cele diesel, cât și cele pe benzină, să fie green sau nu? E, aici vine vestea cea mare. Media europeană este de 76% dintre europeni spun că da, acest lucru trebuie să aibă loc fără discuție. Iar între campionii celor care spun chestia asta, și aici este mândria mea ca român, este că 80% dintre români, repet, 80% dintre români susțin că acesta este drumul. Din acest moment, dragă Radu, având un studiu total independent de România, de partide, de interese, care spune că românii sunt în proporție de 80% dornici pentru lucrurile verzi, eu cred că nu mai poate nimeni, niciun partid politic să vină să spună că, domne, nu putem să avem mașini verzi, că nu e cazul, că românii nu vor. Bun. Mai departe, ca să vedeți, oameni buni, unde merg lucrurile, a doua întrebare se referă dacă sunt pregătiți europenii să plătească 500 de euro în plus la mașini pentru a avea aceste dotări verzi. Răspunsul 65% spun da, suntem gata. E bine de spus că cifra asta de 500 n-a fost întâmplătoare. Toate studiile au arătat la producători că se estimează undeva între 100 și 400 de euro în plus pentru aceste evoluții în zona verde. Și dacă vorbim de mașini la mâna a doua, aici mi se pare iarăși spectaculos, Radu, 50% dintre europeni spun că da, chiar și la mașini la mâna a doua este foarte important ca mașina să fie cât mai verde. Nu înseamnă că trebuie să o iei cea mai veche posibilă. Deci iată că din acest studiu rezultă că și românii sunt undeva în zona asta și în fine mai e un rezultat interesant. 77% dintre europeni spun că da, avem nevoie de cifre de consum, avem nevoie de cifre de poluare, dar haideți să avem grijă că aceste cifre să fie valabile indiferent de regimul de funcționare al mașinii. Aici, Radu, evident, e o aluzie și la Dieselgate. Este o aluzie la faptul că chiar și în momentul de față VLTP-ul ia în considerare doar anumite momente din circulația mașinii. Recent am aflat, oameni buni, că în aceste măsurători o serie întreagă de porniri și opriri din trafic, când vine vorba de consum VLTP, deci de măsurătoare oficială în regim urban, sunt pur și simplu excluse din măsurătoare. E ca și cum chestia asta în trafic ar fi o raritate, ceea ce evident că este o prostie. În fine, nu intrăm acum în detaliile acestei ciudate prevedere europene. Mă opresc aici, Radu, cu bucuria de a spune da, românii o dovedesc și nu o dovedesc în fața vreunei trompete care trebuie, pe la vreo, nu știu, emisiune spus, ci pur și simplu, iată,
sunt oameni, 80%, care își doresc ca lucrurile să fie verzi în domeniul automobil. Și sunt gata să plătească pentru asta. Da, rezultate surprinzătoare. De plătit oricum plătim încă de pe acum mai mult pe mașinile noi, chiar și pe cele second hand. Acum 500 de euro în plus sau în minus, ce mai contează, nu? La cât au crescut prețurile oricum la automobile. Îți mulțumesc foarte mult, Dan, Autofan, în fiecare seară de miercuri de la 17 și 10 minute. Seară bună îți doresc și le mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Din acest moment suntem mândri că suntem români. Corect. Încă un motiv, da. Că vrem să fim versi.